And this game we lose our hand. And first half we play well. Second half we start to play so much passive. And it was reason why Astra win because if we play as like second like first half will be okay. But we give them three gifts today because we open space and for like our free kicks and Budescu make everything for his team and also we score goal only from phase fix and this is also for me impossible. We must be better in attack. Yes, this is not enough for me and also we open spaces in for counter-attack for this is also impossible. We speak about this in dressing room and we make this. I think players start to be afraid of result. This is maybe I don't know, and because I saw some part of them were afraid. But you know, if you want to win every game, you cannot be afraid if you play well. And we start to be panic first half, second half, and. After they score goal, we start to play. This is not enough for me. We must push players more, and we must play really better because we must play 90 minutes. And every time we make like this, we play first half well, second half start to be afraid of result and start to have little like passive game, and we cannot play against any team. This is not we play. I think we have good players, everything, but with our mentality, cannot win every game. We must be better. We saw you suffer in the attack. You missed Popa. Yes, it's really, really bad for us because we don't have attackers. Really, we have only one, and Nekucescu, and we play with like 4-3-3, and if we use these two, we don't have changing, and also Moldovianu is not so attack, is winger, yes, and okay, these players they are young, they will play well. I believe we will play well with them, but work is like this; it's not immediately happen, yes, and you see, we improve some like how we play, but it's not enough to score goal because we had possibilities to give like 15 crosses and we give two penalty. Good. We must give 10 and after we can score goal. Yes, and without this also. You make some changes in the next game in the cup? Next game, I don't know now. I don't know. I must think about. We will change something because. We play also Tuesday cup, yes, and this we must change something. O victorie, cred, meritată. Un joc spectaculos. Am avut și noi și Dinamo, cred eu, o evoluție foarte bună cu jucători de calitate. Jucătorul de calitate îți dă ritm, te pune în situații de a avea ocazii. Mă bucur că am câștigat, cred că e meritată această victorie, pentru că pe lângă cele trei goluri am mai avut 3-4 situații de a înscrie. Sigur, și Dinamo, am luat gol din faze fixe, mă supără lucrul ăsta, dar până la urmă îmi felicit jucătorii, pentru că este o victorie într-adevăr care foarte importantă, împotriva unui Dinamo în creștere, mult în creștere față de începutul campionatului, un Dinamo care nu primise decât un gol cu Botoșani în ultimele trei jocuri. Un meci greu, dar cred că și prin evoluția noastră de astăzi am arătat că suntem o echipă care se bate cu reale șanse la play-off. Avem probleme în momentul în care în deplasare jucăm altfel față de meciurile de acasă. Sper să remediez repede lucrul ăsta pentru că sunt puncte importante și, de exemplu, o miză a meciului cu Chindia este exact aceeași miză cu Dinamo sau cu CFR. Da, le-am spus că un moment poate să schimbe soarta unui joc.
I-am văzut puțin demoralizat pentru că era 0-1 și cumva nu am avut situații foarte clare, chiar dacă am mai ajuns în jurul careului. Dar doar că foarte important este să începem foarte bine, pentru că dacă am fi început prost, am fi intrat în jocul lui Dinamo și ne-ar fi fost foarte greu să revenim. Cum ați gândit schimbările? Pentru că cel puțin primele două, cele de la pauză, s-au văzut imediat în joc. Ați păstrat în prima dată de acei doi jucători până la final. Da, absența lui Radonović importantă pentru noi a contat foarte mult. Dima este un internațional, mă bucur pentru el, pentru că are evoluții consistente și este un jucător care a crescut mult în ultima perioadă. Dar azi Simeone a făcut astăzi un joc excepțional. Echipa este în creștere, dar mai avem probleme. Avem probleme în timpul jocurilor, dar e normal. Îl așteptăm pe Denis, pentru că este foarte greu. Aștept de mult timp cuplul ăsta Alibek-Pudescu. Din păcate, Denis n-a putut să continue antrenamentul acum două zile. Ar fi fost pe bancă. Da, asta este. Va fi cel mai bun cuplu din Liga 1, Pudescu-Alibek? Eu cred că da, cu siguranță. Este asta cu lotul acesta de jucători, cu fotbaliști aceștia ofensivi, locul unde poți arăta exact fotbalul pe care vrei tu să-l tragi echipele tale, simt că până acum a fost mai multe echipe care se luptau la literatura de sau în Liga 2? Da, cred că sunt un antrenor realist. Am antrenat în Liga 1 Târgu Mureșu, care știți, a avut probleme foarte mari. Am antrenat Chiajna, o echipă care s-a bătut la retrogradare până ultima etapă. Am antrenat Călărașul, unde s-a și retrogradat. Cu jucătorii nu atât de bun calitativ față de ce am aici la Astra. La fel de adevărat este că am 3 promovări, iar ca să promovezi trebuie să ataci și trebuie să câștigi foarte multe meciuri și asta nu poți să faci dacă te aperi. Cred că sunt antrenorul care antrenez ceea ce am. Să mai dau prime după victoriile noastre cu Dinamo? N-am avut prima. N-am avut prima. Avem prime de obiectiv. Play-off. Play-off. Cât de mult au deranjat de ligările suportelor Dinamo? Știți, am spus-o și la Flash interviu, li s-a dat foarte mult nas. Din punctul meu de vedere, și o repet, că ați auzit ce am spus, galeria asta lui Dinamo sunt niște pisoi, li s-a permis foarte multe, devine negoiță, pentru că doar negoiță putea să treacă cu vederea, să intre, să dea foc la un hotel și să nu se întâmple nimica și să continue, pentru că, dar eu îi cunosc pe mulți, că e pe Ceașul, că e Sudul, că sunt X-ul, Nordul, pisoi. Pentru mine sunt niște pisoi și când mă văd pe stradă, mulți fac poze cu mine. Știu unde mă găsesc, mă amenința că mă bat, îi văd cu gluci pe cap, îi văd în negru, ultrași, fenomenul ultras, îi aștept. Eu îi aștept cu drag. Vreau să văd când mă caută cineva din vreo galerie vreodată în viața asta să mă bat. Sunt tare curios. Așa cum sunt ei în țarcul ăla. Sar pe gardă, iau copii, înjură copiii. Și pe stradă, știți cum fug? Sparg. Țineți minte ce vă zic. Și eu când vorbesc știu ce vorbesc. Vreau și eu să văd ziua în care își fac ei comandouri din astea și vin să-l bată pe Dan Alexa. Sunt tare curios. Vreau să văd momentul ăla. Dar vă zic eu, nu o să fie niciodată. Știți de ce? Că-s pisoi. Așa-s galeria. Scuză-mă. Ai luat un moment dat că Dinamo a mai câștigat campionatul atunci când devei duce tu la Dinamo. Așa e. Așa e. Trofee, nu campionat. Trofee. Nu mai câștigă. Poate eu m-aș bucura pentru Dușan. Asta e. Asta e. Asta e. Asta e. Câștigarea cupei, clar. Trebuie să fac o echipă bună ca să câștigăm la Horez. Absolut.